În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragii noștri, am o emoție specială, un cutremur oarecum sufletesc, o vibrație interioară, însă plină de har și de bucurie și în același timp de mulțumire. Este prima dată când oferim, după puterile noastre, după momentul în care și noi ne aflăm, că nu totdeauna atunci când ne așezăm în fața credincioșilor, rugându-L pe Dumnezeu să ne dea cuvânt cu putere multă, ca prin acest cuvânt oamenii să primească nu numai mesajul cuvântului dumnezeiesc, nu numai mesajul cuvântului nostru, ci să primească har și lumină și bucurie în sufletul lor, să primească mintea lor o învățătură pe care și prin care să ne mântuim sufletele noastre, să ne așeze în dialog cu Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să aflăm că fără Dumnezeu nimic nu este tatornic în lumea aceasta și nimic nu este folositor pentru oameni. Ne aducem aminte cum spunea cineva că a fost întrebat, există Dumnezeu? În ziua de astăzi sunt atâția care, oprindu-se la puterea lor, oprindu-se la limita minții lor, oprindu-se la poarta inimii lor, nu L-au cunoscut și nici n-au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu. Și răspunsul a fost din partea cuiva, dacă eu totuși cred că există Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu, eu cred în cuvântul Lui, eu cred în puterea Lui, eu cred că Dumnezeu este Creatorul cerului și al pământului. Eu cred că omul, cu toată ființa lui, a fost creat de Dumnezeu. Pentru că el a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dacă totuși Dumnezeu nu există, n-am pierdut nimic. Ba din contră, am simțit că ascultând cuvântul lui Dumnezeu, crezând în existența lui Dumnezeu, crezând în puterea Lui, în mila Lui, în iubirea Lui, în lumina Lui, am avut folos în viață. Dar dacă apare întrebarea tot de la El, eu nu cred că, este Dumnezeu și totuși El există, am pierdut totul. Am pierdut totul. Și în primul rând, mi-am pierdut sufletul meu. Am pierdut veșnicia, dragii noștri. De când este lumea? De când oamenii s-au născut ca oameni? De când oamenii au crezut în Dumnezeu? Credința în Dumnezeu a fost aceea care i-a ajutat pe oameni. Credința în Dumnezeu a fost aceia care i-au vindecat pe oameni, i-au întărit pe oameni, mai ales atunci când erau încercați de neputințe, de dureri și de suspine. Duminica trecută, a treia din postul mare, spuneam de înjumătățirea perioadei postului celui mare, Biserica ne-a chemat să cinstim în mod deosebit Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu, pentru că jertfa Lui ne-a mântuit, sângele vărsat pe cruce ne-a curățit pe noi de rău și de păcat, ne-a spălat păcatele noastre, ne-a împăcat cu Dumnezeu. Și de aceea noi când cinstim Sfânta Cruce, noi cinstim crucea care este altarul de jertfă
a Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, a Fiului lui Dumnezeu, pentru păcatele noastre. Și am cinstit crucea pentru că și prăstimpul postului este o cruce pe care la un moment dat simțim că este cam grea. Că să vezi că nu mai pot să postez, să vezi că am slăbiciuni, să vezi că am suferință, să vezi că am boală, să vezi că medicul mi-a recomandat, dar nu mai posti, că tu trebuie să mănânci și una și cealaltă și cealaltă. Ei, dragii noștri, aici luăm puterea crucii și Mântuitorul ne-a spus, cine vrea să vină după mine, să meargă după mine până la înviere, până la lumina învierii, să-și ia crucea, și a postului, și a păcatelor sale, și a durerilor, și a suferințelor, și a necazurilor, și să-mi urmeze mie. Pentru că Mântuitorul nu ne va lăsa și ne va da putere din puterea crucii sale. Iată, în duminica următoare, a patra din postul mare, așa după cum fiecare duminică din postul mare are o semnificație, pe lângă pericopa evanghelică, pe lângă cuvântul din Sfânta Evanghelie pe care îl auzim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, este încununat și cu o anumită cinstire deosebită, așa cum după Duminica Sfintei Cruci avem Duminica aceasta a patra din postul mare și anume Duminica Sfântului Ioan Scăraru. Dragii noștri, pericopa evanghelică este puțin mai extinsă și prin faptul că ne prezintă o minune săvârșită de Mântuitorul Hristos. O minune care n-a însemnat o vindecare propriu-zis trupească, o slăbănogire, o paralizie, o muțenie, o surzenie, o orbire, o lepră, o boală grea. De data aceasta, iată, îl vedem pe Mântuitorul tămăduind un suflet chinuit de cine? De boala sufletului. Boala sufletului este boala pe care ne-o aduce Duhul cel rău, adică satana, diavolul. Și iată, spune pericopa evanghelică, în vremea aceea a venit un om la Iisus și îngenunchind înaintea lui, i-a zis, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut, și oriunde l-apucă, îl zdrobește și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și-a rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, dar n-au putut. Atunci Domnul, răspunzând lor, a zis, O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la Domnul. Dar Duhul, simțind prezența dumnezeirii lui Iisus, simțind prezența lui Dumnezeu lângă el, văzându-l pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil și acesta căzând la pământ, se tăvălea și spumega. Imagine groaznică. Și l-a întrebat pe tatăl copilului, câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar tatăl a răspuns, Doamne, din copilărie și de multe ori l-a aruncat în foc și în apă ca să-l piardă, dar de poți ceva, ajută-ne nouă, fie-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis, de poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și i-a zis Domnului, cred, Doamne! Dar ajută necredinței mele! Văzând că de năvală poporul Iisus a certat Duhul cel necurat, zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el. Atunci Duhul,
răcnind și scuturându-l cu putere, a ieșit afară. Iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii săi l-au întrebat deoparte, pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Iar Domnul le-a zis, acest neam de diavol cu nimic nu poate fi izgonit decât numai cu rugăciune și cu post. Ieșind apoi de acolo, treceau și prin Galileea, iar Iisus nu voia să știe nimeni, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe pe Domnul. M-a spus un cuvânt al Sfintei Evangheliei mai extins în această duminică, dar, dragii noștri, atunci când te întâlnești cu Duhul rău, mai ales că trăim într-o lume în care de mai multe ori am zis, se simte lucrarea Duhului rău în lumea aceasta. Atâtea conflicte, atâtea nedreptăți, atâtea inechități, atâtea depărtări de Dumnezeu, atâtea nelegiuiri, atâtea legi împotriva firii naturale a omului creat de Dumnezeu. De unde toate acestea? De unde toate aceste valuri întunecate din lumea aceasta? De la cel rău, nu de la altcineva. Și iată, dragii noștri, cum numai Dumnezeu și numai puterea lui Dumnezeu poate potoli aceste valuri ale duhurilor celor rele, le poate izgoni și din fiecare om, dar și din lumea aceasta. Pentru că vedem astăzi nu numai câte un om posedat de diavol, vedem gloate de oameni posedate de diavol. Eu nu vreau să lovesc în cineva, nu vreau, dar nu vedeți cum se strâng gloate și fără niciun discernământ, fără nicio frică de Dumnezeu. Își afișează nelegiuirea, viața destrăbălată, care este potrivnică celui care a adus rânduială, bună rânduială, lege morală, naturală, în omul acesta creat de Dumnezeu. Dar, iată, vedem aici un copil nevinovat, pentru că spune cuvântul Scripturii, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au străbezit dinții. Sunt păcate ale părinților, ale celor până la 14 ani dinaintea lor, care se moștenesc și care se arată rodul lor, iată, într-un copil nevinovat la rândul lui. Dar iată că totuși acest copil avea un tată care, văzând chinul copilului, cum ați auzit în cuvântul Scripturii, a auzit de Dumnezeu, a crezut în Dumnezeu și s-a dus la Dumnezeu, s-a dus la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Sigur, apare acest, îi spunem noi, dubitativ. Mântuitorul și la alte vindecări spunea, tu crezi că eu pot să te vindec? Da, Doamne, eu cred. Aici Mântuitorul îi spune tatălui, dacă tu crezi, Tată, că eu îl pot vindeca, te voi ajuta. Și care este răspunsul atât de tulburător? Nimeni n-a răspuns în felul acesta. Da, Doamne, eu cred în Tine. Dar
ajută-ne credinței mele. Pare un nonsens. Cum să-ți ajut dacă tu spui că într-un fel ești necredincios? Iubiții noștri, credința în Dumnezeu este o virtute teologică, adică, alături de dragoste și de speranță, ele se pot împlini numai în dialog cu Dumnezeu, numai în colaborare, în cooperare, în armonie cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Pentru că totdeauna în credință avem îndoieli, ne poticnim în credință. Și de aceea El a spus, Doamne, eu cred, dar tot ce am îndoielile mele, m-am rugat poate, am fost și la ucenicii Tăi, dar ei n-au putut să-L scoată pe Duhul rău din copilul meu, să-L salveze. Și de aceea a spus, Doamne, ajută-ne credinței mele. Eu n-am atâta credință încât să merit și să primesc acest dar de la Tine pentru Fiul meu. Și de aceea a spus, ajută-ne credinței mele. Avem și noi îndoieli. Roagă-L pe Dumnezeu să te întărească în credință. Roagă-L pe Dumnezeu să vie cu tine în ajutorul tău și să-ți întărești credința ca să primești mila lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, vindecarea sufletului și a trupului tău. Ei, și Mântuitorul, fiind întrebat de apostol, Doamne, dar noi de ce n-am putut să-L vindecăm? Și Mântuitorul dă răspunsul că mulțime de duhuri necurate sunt în lumea aceasta. Și a spus, acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Vedeți? Rugăciunea și postul, răstimpul pregătirii Paștelui, drumul și urcușul către înviere, dragii noștri, cu post și rugăciune, ca să biruim și păcatele pe care le-am săvârșit făcând contract, ascultând de ispita diavolului care ne-a șoptit în ureche, ne-a șoptit în inimă, ne-a șoptit în minte, să facem ceea ce spune El. Și de aceea, cu rugăciune și cu post, dragii noștri, cu această credință în comuniune cu Dumnezeu, iată, noi putem să biruim Duhul rău din minte, din inimă și din pofta trupului și din toate celelalte ispite care ne zdruncină, ne clatină, ne întunecă, dragii noștri. Și iată, în încheierea pericopei ați auzit că Mântuitorul învăța pe ucenici și le spuneau că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Această minune s-a săvârșit după ce Mântuitorul s-a schimbat la față pe muntele Taborului și văzând cei trei ucenici fața lui dumnezeiască și încredințându-se că Iisus este Cel care este părtășie din dumnezeirea Sfintei Trăimi, El se pregătește pentru jertfă. El se pregătește pentru a primi moarte și pentru a birui moartea prin înviere, dragii noștri. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca acum, după duminica a patra din post, auzind acest mare dar pe care Dumnezeu l-a dăruit copilului, chinuit de diavol, în atâtea feluri, să ne rugăm și noi ca, în primul rând, nu numai noi, dar mai ales copiii noștri, care, iată, sunt astăzi într-un pericol, într-un risc al chinuirii diavolului, al scrâșnirii dinților, al aruncării lor în foc și în apă, al zdruncinării, al spumegării lor. Cum apare un copil, un tânăr, drogat, cu spume la gură, zdruncinat?
slăbănogit, clătinându-se, aruncat în brațele celui rău. Și câți nu sunt în lumea aceasta? Și cât cască balaurul diavolului, cască gura ca să înghită pe acești copii, pe acești tineri. Să înțeleagă și ei că trebuie să asculte și de părinții credincioși, dar să asculte de glasul lui Dumnezeu. Și atunci când simt că ispita îi stăpânește, că nu mai au ei putere, să se ducă la Iisus. Și ei înșiși și părinții lor să roage, Doamne, ajută pe copilul meu, ajută-mă și pe mine, că și eu sunt copilul Tău, Doamne, și scapă-mă de tot ceea ce mi-a tulburat toată viața, de tot ceea ce mi-a rănit sufletul și inima, mi-a întunecat mintea mea. Cu Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu și cu puțina noastră credință, așa întărită de puterea lui Dumnezeu, să călătorim mai departe. Duminica viitoare avem Duminica Sintei Cuvioase, Maria Egipteanca, care prin viața ei ne arată cum putem, iată, birui puterea demonică care ne duce în ispită, care ne zdruncină și care ne cutremură și care ne rănește și sufletul și trupul. Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne lumineze, să ne întărească credința, urcând pe această scară care ne duce la înviere, pentru că și duminica aceasta a patra este a Sfântului Ioan Scăraru, care a scris o carte duhovnicească foarte folositoare pentru sufletul nostru, pentru credința noastră, numită Scara. Adică scara formată din 33 de trepte, prin învățăturile din aceste trepte, în care să urcăm duhovnicește și să biruim toate ispitele care ne-au îndepărtat de Dumnezeu. Așa cum spuneam, deja să biruim duhovnicește ispita din minte, ispita din inimă, din suflet și ispita din trupul nostru. Numai așa vom putea birui și vom avea bucuria biruinței binelui asupra răului. Spuneam la început de emoția pe care am simțit-o astăzi, această vibrație de bucurie și lumină, prin faptul că este prima dată când oferim acest cuvânt de învățătură aici, în Sfântul Altar, din catedrala noastră, din Biserica cea Mare, unde, iată, pictorii, după imaginile care le veți vedea, încearcă să pregătim tot altarul, împodobindu-l cu pictura cea sfântă, pe care o avem în cea mai mare parte în tehnica mozaic, iar o parte din ea în tehnica fresco. Și pregătim altarul și ceea ce mai putem pregăti pentru ca să trăim și să primim lumina învierii aici, în Biserica cea Mare de la catedrala noastră. De aceea este emoția deosebită, dar este o emoție plină de bucurie și care ne dă speranță că și lucrările de pictură și toate celelalte vor avea un ritm susținut și vom duce la bun sfârșit și vom oferi lui Dumnezeu toate aceste daruri și pictura și tot ce este într-o biserică. Sunt daruri pe care noi le oferim lui Dumnezeu. Nu ne cere Dumnezeu altceva, nici aur, nici argint, nici ceea ce chiar realizăm noi, folositor poate și în viața de zi cu zi, în societate, în profesia pe care o avem. Dar darurile aduse la casa lui Dumnezeu sunt darurile pe care le vom reîntâlni în biserica cea triumfătoare din împărăția lui Dumnezeu. Amin.